În România, una din două persoane bolnave de cancer este de vârstă activă, ceea ce înseamnă un impact direct al bolii asupra întregii familii, atât emoțional cât și economic. Pentru a veni în sprijinul acestora, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Natalia Intotero, își dorește mai multe campanii de prevenire a cancerelor, în special a infecției cu virusul papiloma uman, adică HPV, care poate să determine apariția cancerului de col uterin la femei. Întâlnirea pe care am avut-o cu reprezentanții unei companii de specialitate mi-a reconfirmat că o campanie de informare în rândul populației privind infecția cu HPV, atât la femei cât și la bărbați, se impune cu celeritate. Un parteneriat între Ministerul Sănătății, cel al Educației și cel al Familiei poate contribui substanțial la conștientizarea populației privind tematica sănătății familiei în România. Această campanie ar urma să se facă în toate județele din țară, să participe medici specialiști, oncologi, reprezentanții bisericii, asociațiile de părinți, consiliile elevilor și așa mai departe. Adoptarea unui stil de viață sănătos, dar și informarea corectă sunt piloni cheie ai modului în care fiecare țară își clădește politicile de sănătate. Prin urmare, îmi doresc ca o asemenea campanie națională de informare pentru cancerele prevenibile să se realizeze cât mai repede. Am propus ca cel târziu în luna februarie anului viitor să avem în Parlament lansarea acestei campanii care să ducă în final la găsirea de soluții pentru îmbunătățirea sănătății familiei, a declarat Natalia Elena Intotero, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.